astăzi montăm cada la baie, cada de la Fibrexco. Am fixat platbanda. Am prins șurubele autofiletante în bază. Reglăm picioarele. Fie dată la aceeași înălțime. Iar după, mai reglăm după teren, să vedem cât necesită cu bolovanul. Este mult de scurgere la cada Fibrex. Și scurgerea cu sifonul poziționat cada pe poziție. Aici avem supraplinul. Timp. Se etanșează în jos, ridicăm. Aceasta este vana Fibrex, cada pe baie Fibrex. Pregătim să facem scheletul metalic pentru a placa cu rigips, să închidem cada cu slaserul, prins un profil parte de sus a căzii. Acum prindem la linia de la laser celălalt profil de jos. Colțul de jos, de sus, nu bate cu colțul de jos, știi? Absolut viorel. Totul frumos la nivel cu laserul. Frumos. Bun. Care o caștornele de mine? Facem schetul metalic pentru cada de baie Fibrex. Ca să placăm cu rigips. Frumos la nivel. Și la laser, Dani. Și la laser, totul la nivel, la laser. Urmează fixarea profilelor. Totul frumos în unghi, la bolovoc, la nivel. Acum urmează să le fixăm. Am întărit profilele. Acum punem placa de rigips. Verde pentru baie, pentru umiditate. Iată cu rigips, făcut și găurică pentru ușa de vizitare. Pot să o probez de formă. Frumos, la nivel.
Iar acum vom placa cu faianță. Beton. Am început placarea cu faianță. La faianță am pus un unghi de 45 ca să se egalizeze între ele frumos. Colț. Se vede și îmbinările dintre cele două la 45 grade. Frumos unghiul. Bravo, Vrele! Da, Dani! Nivel, totul frumos, bolovoc! Am terminat de placat și cu faianță. Pe cada Fibrex. Frumos, unghiuri la 45 de grade, lipite. Tot. Baia este aproape gata, frumos, tot, la nivel, lavabil. Vinglu tot la nivel.